Doamna doctor Amalia Angel este pe canapeaua de la Neața, medic primar dermatovenerologie. Discutăm astăzi despre o procedură care a explodat în ultimii ani în România, și anume epilarea definitivă. Bună dimineața, bine ați revenit! Bună dimineața și bine v-am regăsit! Începem abrupt. Epilarea asta cu laser e o procedură sănătoasă? Este o procedură, astăzi am putea spune că este o procedură sănătoasă, pentru că sunt extrem de multe studii științifice care să ne confirme acest lucru. Mai mult decât atât, avem proba timpului, este efectuată de mulți ani și un lot semnificativ de pacienți. Acum, tehnologiile acestea de epilare laser sunt cu lungimi de unde specifice, astfel încât noi să țintim foliculul pilos, dar să lăsăm tegumentul integru și pielea noastră să nu aibă de suferit. Bineînțeles, vine aici o singură mențiune legată de pacientul care are foarte multe alunițe. Știm dacă este periculoasă sau aceste alunițe sunt expuse vreunui risc. Și răspunsul este da, atunci când procedura de epilare este efectuată fără a fi protejate, desigur, le expunem unui risc. În primul și primul rând, riscul imediat este de arsură, dar în biologia acestor leziuni se pot produce modificări care pot predispune la modificările de malignitate. Aceasta era următoarea întrebare. Există persoane care au o contraindicație în efectuarea procedurii? În afară de cei cu alunițe? Păi, există contraindicații. Contraindicațiile absolute, precum sunt pentru orice procedură estetică, pacienții cu neoplazie, adică cu cancere active, în sarcină și în alăptare, nu sunt indicate aceste proceduri, o serie de afecțiuni asociate, în mod special bolile cu fotosensibilitate, sau medicamente. Aici avem contraindicații. Cât despre alunițe, dacă aceasta era întrebarea, ele trebuie inițial evaluate dermatoscopic, astfel încât noi să știm exact ce tip de leziune este aceea și ulterior trebuie protejate. Protejate, așa cum probabil știm, se întâmplă cu un creion dermatograf alb. Alunița este colorată, numai că nu este complet protejată, pentru că epilarea definitivă se lucrează cu un gel. Da? Iar noi când trecem cu capătul peste acest gel, bineînțeles, culoarea se șterge. Uneori este nevoie să fie protejată suplimentar cu o bandă aderentă sau cu ceva aderent, astfel încât ea să fie complet neexpusă luminii. Există vreo perioadă a anului când este recomandată epilarea cu laser? Cu tehnologiile noi, tot timpul anului, inclusiv vara, inclusiv pielea bronzată. Pentru că răcim epidermul, adică stratul superior al pielii, care poate să aibă pigment, adică în pielea bronzată, și nu le expunem niciunui risc. Deci da, poate fi lucrat în siguranță tot timpul anului, inclusiv pielea bronzată, atunci când avem un aparat cu lungimile de unde specifice și adaptate pentru acest tratament. Deci aceasta nu este o procedură minune, adică nu mergem odată și scăpăm de părul nedorit. Corect. Și durează ceva timp. Câte ședințe ar trebui? Avem nevoie de principiu de o serie de 6 ședințe la 4-6 săptămâni pentru zonele mici și medii și odată la 2 luni pentru membrele inferioare. Bineînțeles, aici în funcție de tehnologie, rezultatele sunt de 95-98%, pentru că noi trebuie să știm că deși ea se numește epilare definitivă, asta nu înseamnă complet. Este definitivă asupra foliculor piloși, dar asta nu înseamnă 100%. Dar nu este completă. Mai mult decât atât, noi regenerăm în timp și avem nevoie de acele ședințe de întreținere, astfel încât să mai distrugem din foliculii nou apăruți. O ultimă întrebare înainte de testul fulger. E adevărat, puteți să nu răspundeți, e adevărat că vin și băieței să se ceară? Vin și domni, este foarte adevărat, pentru că sunt zone pe care și domnii și le doresc lipsite de pilozitate, cum foarte este zona axilelor, toracele anterior, toracele posterior. Este dechisiți, doamna doctor, ce să mai este? Da, este adevărat. Întrebări fulger, cât om avea timp? Epilarea definitivă este o procedură dureroasă, adevărat sau fals? Depinde de aparat, de tehnologie, pentru că una la o răcire încorporată și inclusiv gelul, astfel încât durerea este minimă. Dar da, pentru unele dispozitive poate să fie o durere mai importantă. Deci este suportabilă. Epilarea definitivă cauzează infertilitate. Nu! Adevărat sau fals? Total fals. Deci nu există nicio legătură. Nici atunci când lucrăm, evident, zona intimă. Nu există nicio legătură. Epilarea definitivă nu funcționează pe orice zonă a corpului. Funcționează pe orice zonă a corpului sub mențiunea că trebuie să ne asigurăm că nu există disfuncții hormonale. Atunci, într-adevăr, am putea spune că nu funcționează. De fapt, ea funcționează, dar există o cauză pe care noi nu o tratăm. Dacă avem pielea deschisă la culoare, este posibil ca laserul să lase semne?
Nu. De fapt, semnele pe care laserul le lasă este arsura și tot ce implică ea. Hiperpigmentarea, cicatricea. Din contră, cu cât pielea este deschisă la culoare și părul mai închis, suntem mai în siguranță, pentru că nu avem pigment în stratul superficial. Deci nu. Ultimă întrebare în aceeași direcție. Epilarea laser nu este sigură dacă avem pielea bronzată? Depinde de tehnologie. Pentru unele aparate este în siguranță. Mulțumim tare mult, doamna doctor Amalia Angel, este medic primar dermatovenerologie, doctor în științe medicale. Am discutat puțin despre procedura care este din ce în ce mai la modă, dacă există formularea asta, și în rândul domnilor, după cum ați auzit și ați simțit mărturisirea. Mulțumim încă o dată tare mult, să aveți o săptămână nemaipomenită.